Bună dimineața, dragilor! Sunt Mihai Daniel, bun venit pe canalul meu, bine v-am regăsit pe toți cei abonați acestui canal, bun venit celor noi! Din păcate, Bitcoin aseară a început să o ia în direcția inversă, adică în zona în care nu ne așteptăm, după ce a testat de două ori pragurile superioare, a încercat să depășească 20.500, 20.800, să se ducă spre 21.000, nu a reușit. O să vă arăt pe grafice cum arătăm acum. Sunt, din punctul meu de vedere, câteva contradicții care au loc dacă ne uităm la dolar, dacă ne uităm la S&P, la stock. Sunt voci pe internet care vorbesc despre o corecție majoră care ar urma să se întâmple. Din punctul meu de vedere, e posibil acest lucru, adică niciodată nu exclud acest scenariu. Am văzut în comentarii oameni care întreabă dacă pentru Bitcoin este posibil să ajungă la 25.000 anul ăsta sau dacă va mai ajunge la 25.000 anul acesta. Sigur că poate, nu. De la 19.800 cât este acum până la 25.000 chiar nu e o mare realizare. De asemenea, vreau să vă vorbesc despre un lucru extrem de important pentru toți cei care tranzacționați, iar chestia asta o fac pentru și pentru cei din grupul meu premium de semnale. Sunt foarte mulți oameni care nu folosesc metode de protecție în piața cripto, și anume stop loss. Iar aseară am avut o poziție pe BNB, care din păcate a activat stop loss-ul. Lucrul ăsta se întâmplă. De-aia folosim stop loss, toți indicatorii erau jos pe 4 ore, pe 2 ore, pe o oră, adică na, charturile arătau că piața ar putea să o ia în sus, să mai aibă o încercare. Și vreau să vă arăt pe chart cum de la o zonă unde am pus o poziție de intrare, piața a căzut 4% într-o oră, adică ceva extrem de rapid. Iar cei care nu folosesc stop loss, nu se protejează atunci când iau poziții și tranzacționează, riscă să piardă, mai ales cei care folosesc leverage mare. Acolo e o problemă, pentru că dacă ai o cădere bruscă de piață de 4% și tu ai leverage 10, înseamnă 40% minus. Din păcate. Haideți să vedem cum arată lucrurile. Pe CoinMarketCap lucrurile arată aproape la fel ca și ieri, ca și în zilele trecute. Parcă sunt încă vreo 20 de proiecte noi listate. Suntem la 21.236, deci piața cripto ușor-ușor crește. E destul de greu să ajungi listat pe CoinMarketCap, mai ales în ultima perioadă, dar se reușește. Vă vorbeam despre Bitcoin, da? Suntem în continuare pe indicatorul de teamă și lăcomie la 23 teamă extremă. Suntem în această zonă, e normal, suntem în bear market, lucrurile se întâmplă în felul ăsta, în bear market. Vă vorbeam despre stop loss și riscuri, de asta vreau să vă arăt poziția mea pe BNB de aseară. Și vreau să vă zic ceva tuturor, cei care tranzacționați frecvent. Întâmplarea de a se activa stop loss pe poziții nu este ceva de pe altă planetă, nu este o rușine, nu este ceva care trebuie ascuns. Dom'le, cum să se activeze stop loss? Ești un pierzător? Asta e o prostie. Cei care tranzacționează frecvent, mai ales când faci scalping, da? Când faci pe termen foarte scurt, pe 3 minute, pe 2 minute, pe 1 minut, pe 5 minute, stop loss-ul se activează destul de frecvent. Da? Mai ales când condițiile de piață sunt nefavorabile. Deci lucrul ăsta se întâmplă frecvent, nu este o rușine să ți se activeze stop loss-ul. Și dacă ai 10 poziții și ți-ai activat stop loss-ul de 4 ori, cel puțin gen la scalping, cred că este o normalitate. Important este, pentru mine cel puțin la final de lună, să fii pe plus. Și vreau să vă arăt, aseară, să vă fac așa, în secundă. Deci în zona aceasta, la 20.290,4, am luat o poziție de long, da? Pentru că piața era jos.
Deci piața era jos, stocastic, MACD, nu știu ce. Am zis de aici, lucrurile arătau bine. Pe 4 ore chiar arătau bine. Deci unde am luat eu poziția aseară, arătau bine. După a venit această cădere de 4,16 sau 4,12%. Da? Stop loss-ul meu era aici, la 288 și ceva, da? Un stop loss de 0,7. Dacă nu aveam stop loss, mai ales că eram cu 4X, lucrurile ar fi arătat prost pentru mine. Da? De aceea, este foarte, foarte important să vă protejați. Orice poziție, luați întotdeauna. E mai bine să dorm liniștit. Și încă o chestie, un sfat extrem de important celor care au poziții, mai ales care fac daily trading. Încercați să nu lăsați poziții deschise peste noapte, pentru că noaptea la 2-3 intră Asia, chiar dacă te culci cu o direcție de piață, te poți trezi cu o altă direcție de piață. Acum haideți să mergem pe Bitcoin și să vă arăt o problemă la Bitcoin. Pe chartul de o oră, această linie galbenă este 50 moving average, da? Este o valoare medie a Bitcoinului care servește în clipa de față ca suport. Ea este la 19.915. Tot stăm pe ea și dăm semnale că am putea să o rupem. Pe 4 ore suntem jos și avem 200 moving average ca suport. Dacă acesta rezistă, da? Din punctul meu de vedere, e posibil să mai testăm valori peste 20.000 de dolari. Astăzi, cred că se va confirma dacă rezistă sau nu. Am început ieri acest trend descendent. Avem o scădere a Bitcoinului cu aproape 3%. Da? Și din punctul meu de vedere, piața este extrem de greu de prezis ce o să facă pe termen foarte scurt, adică în următoarele ore, în următoarele 24 de ore. Din punctul meu de vedere, pe daily, priviți, aici am încercat să rupem, linia albă este 20 moving average sau e smooth moving average, da? E valoarea medie pe 20 de zile. Ea, în clipa de față, este rezistență. Am testat odată pe 4, odată pe 5, odată pe 6, iar acum suntem sub ea, ne chinuim. Dacă am reușit să rupem această rezistență, următoarea țintă este 22.000. Dar nu sunt șanse grozave să se întâmple treaba asta. Vreau să fac în zilele ce urmează un episod vis-a-vis de ce se poate întâmpla dacă Bitcoinul are un crash, să zic eu, de 30%, 40% din poziția actuală. Cam cum ar arăta piața cripto, care ar fi un scenariu posibil și clar, cât de mari vor fi oportunitățile. Pentru că imaginați-vă, dacă Bitcoinul va scădea 30-40% de unde este acum, se vor naște niște oportunități uriașe. Uriașe. Dragilor, încă o dată vreau să vă spun, site-ul meu oficial este acesta, mihaidaniel.ro, așteptăm un pic să se încarce. Acestea sunt link-urile mele oficiale. Vreau să vă spun, să vă reamintesc, eu nu contactez pe nimeni, nu vă propun afaceri, nu vă propun investiții. Aveți mare grijă, este plin de impostori. Profile false peste tot, pe Facebook, pe Instagram, pe Twitter, pe Telegram. Asta e viața. La servicii găsiți cursul de tranzacționare. Cred că ăsta este cel mai bun produs al meu și e una din realizările mele care mă face să fiu foarte mândru de activitatea mea. Pentru că aici am pus lucruri atât de utile și atât de simple explicat încât tot feedback-ul care l-am primit până acum a fost pozitiv. Și mă bucur pentru acest lucru. Chiar mă bucur. Dragilor, vă doresc o zi senzațională, aveți grijă de voi, toate cele bune!